Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi, când aduc în atenția voastră dovezi și documente incendiare care arată că rușii ar fi avut contacte cu extraterestri după ce au doborât un OZN. Informațiile au fost oferite de generalul Emil Străinu. Potrivit acestuia, în 1997, în Siberia ar fi fost doborât un OZN de către antiaeriana sovietică. Extraterestrii care ar fi supraviețuit ar fi pietrificat mai mulți soldați ruși cu ajutorul unor raze necunoscute pe Terra. Exact ca în basmele noastre românești, cu prefacerea oamenilor în stane de piatră. După cum spun și agențiile de știri americane, rusești și chineze, este cel mai șocant portret al unei revanșe extraterestre. Dacă aceste documente sunt reale, militarii care au supraviețuit relatează că din OZN-ul doborât au ieșit 5 ființe cu aspect humanoid, subțiri, cu cap mare și ochi negri imenși. Evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de 13 octombrie 1987, la ora 8:35 de minute. Vi se pare incredibil? Posibil? Haideți să vedem, prieteni, despre ce este vorba. Conform mai multor organizații non-guvernamentale din Statele Unite ale Americii și Occident, organizații care studiază fenomenele legate de ipoteticele contacte cu civilizațiile extraterestre. Dar potrivit și relatărilor unor foști ofițeri sovietici, care și-au desfășurat activitatea în apărarea antiaeriană a fostei URSS, există date certe și dovezi referitoare la doborârea în Siberia de către antiaeriana sovietică a unui obiect aerian care s-ar încadra în ceea ce de regulă numim OZN. Informația provine din surse ale Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, adică CIA, dar și Agenției de Informații a Armatei SUA, care au avut acces la zeci de documente secrete sovietice dezvăluite în America după demolarea KGB-ului în 1991 de către Mihail Gorbaciov. Documentele referitoare la acest incident conțin numeroase fotografii și sute de pagini cu mărturiile unor soldați care au supraviețuit ripostei extraterestre. Extraterestrii care ar fi supraviețuit la rândul lor doborârii OZN-ului ar fi ripostat pietrificând un număr de 23 de militari sovietici. Una dintre fotografii înfățișează locul unde s-a prăbușit vehiculul extraterestru și unde militarii au fost pietrificați în pozițiile în care au fost surprinși de rafalele așa ziselor gloanțe de energie pură. Specialiștii serviciilor americane și occidentale de informații consideră această fotografie cel mai șocant portret al unei revanșe a extraterestrilor. Ei consideră că acest document fotografic ne dezvăluie intențiile și puterea de care dispun ipoteticii extraterestri, reprezentând mult și mai sugestiv decât tot ce s-a scris până în prezent despre OZN-uri. Deși OZN-uri au mai fost identificate și numeroși extraterestri au fost semnalați, ceea ce vine în sprijinul unor observații în diferite regiuni ale lumii, se consideră că acesta este primul caz de conflict armat între două civilizații. Dacă aceste documente din arhiva KGB se vor dovedi reale, situația este critică pentru Terra și pentru pământeni. Se demonstrează încă o dată, dacă mai era cazul, că extraterestrii care vin pe Terra au o tehnologie mult superioară și, în caz de atac, ei dispun de mijloace care pot contracara și pot face inofensive sistemele noastre de arme și de apărare. Potrivit documentelor KGB, soldații sovietici făceau parte dintr-un regiment de rachete antiaeriene de tip CUB, rachete antiaeriene de tip Solaer, aflați la manevre în Siberia, unde experimentau noi procedee de combatere a inamicului aerian. În momentul în care au identificat o aeronavă ciudată,
care zbura la mică altitudine, în apropierea poziției unității sovietice de rachete antiaeriene. Era în dimineața zilei de 13 octombrie 1987, la ora 8:35 de minute. Nerăspunzând la semnalul de recunoaștere, aeronava a fost catalogată ca fiind o aeronavă inamică și asupra OZN-ului s-a executat foc cu rachete antiaeriene. Localizată prin radar și lovită în plin de două dintre cele trei rachete lansate, aeronava extraterestră s-a prăbușit în apropierea pozițiilor unității care a lansat rachetele. OZN-ul lovit s-a izbit de pământ, făcând în locul respectiv un crater. La locul impactului a fost trimisă o echipă de cercetare și salvare. Chiar dacă a trecut destul de mult timp de la eveniment, mulți ruși își pun întrebarea dacă a fost vorba despre un meteorit sau despre un OZN căzut la Chelyabinsk. Deși patrula de cercetare, trimisă în recunoaștere cu un transportor blindat, a păstrat o distanță de siguranță față de nava doborâtă, soldații au observat cum din navă au ieșit cinci ființe cu aspect humanoid, subțiri, cu cap mare, ochi menși și negri și având nasuri segmentate. Militarii care au supraviețuit incidentului au declarat că extratereștrii au ieșit întregi din epava navei, s-au adunat repede, apoi s-au contopit într-o singură entitate sferică. Este dificil de precizat ce s-a întâmplat ulterior, dar militarii spun că sfera nou creată a scos sunete ascuțite și ciudate, de tipul ultrasunetelor, transformându-se într-un fel de sferă de lumină albă, strălucitoare, care apoi s-a dublat în dimensiune și a explodat în ceea ce martorii au descris ca o deflagrație orbitoare. Investigatorii sovietici nu au reușit să stabilească de ce și cum s-au desfășurat evenimentele în amănunt. Dar când incidentul s-a sfârșit și extratereștrii au dispărut, 23 dintre soldații care asistaseră de aproape la incident erau pietrificați, corpurile lor devenind deosebit de rigide, ca de piatră și fără viață. Doar doi militari aflați în spatele transportorului blindat au supraviețuit atacului OZN. Cei doi prezentau zgârieturi mari pe cap, inclusiv piele jupuită, deși purtau căciuli și mantale. Ei erau profund mirați și șocați că explozia de lumină nu i-a afectat. Din documente reiese că de la cei doi supraviețuitori nu au putut fi obținute alte detalii. Rămășițele navei prăbușite și militarii pietrificați au fost transportați la un laborator secret lângă Moscova, destinat cercetării fenomenului OZN. Analiza epavei a relevat că aceasta nu avea niciun fel de sistem de propulsie și control identificabil, conform normelor tehnologiei terestre. Experții au concluzionat, după multe analize și studii în laboratorul sovietic specializat în investigarea fenomenului OZN, că o sursă necunoscută de energie a bombardat trupurile soldaților, pietrificându-le prin transformarea apei într-o substanță cu structură moleculară necunoscută, nemai întâlnită pe Terra. Martorii au realizat un crochiu ce reprezintă portretul robot al extratereștrilor. Deși incidentul a fost negat vehement până în prezent, după anul 2001 a apărut și un film legat de acest eveniment, care fusese vândut de un fost ofițer sovietic din serviciile de informații unor agenți americani. După acest film s-a regizat un film documentar de reconstituire a evenimentelor derulate în Siberia în 1987, comentat de celebrul actor Roger Moore, care, deși a stârnit numeroase controverse, a adâncit și mai mult misterul. În anul următor apariției acestui film de reconstituire, a apărut un alt film, de-a dreptul șocant, despre autopsia așa zișilor extraterestri capturați de armata sovietică pe la mijlocul anilor 80.
Lucrurile au devenit explozive în momentul în care agentul de informații sovietic Lev Termen a dezertat în Occident și a afirmat că, dincolo de motivele de ordin politic și social care l-au determinat către acest gest disperat, o altă cauză în sprijinul hotărârii sale îl constituie faptul că se săturase să fabrice extratereștri și farfurii zburătoare. Din documente reiese faptul că rușii dețin mult mai multe probe materiale din domeniul investigațiilor OZN, inclusiv nave și corpuri ale unor astronauți celești. În perioada războiului rece între URSS și SUA se încheiase un acord secret care prevedea sprijin și informare reciprocă în cazul apariției pericolelor de origine cosmică sau pentru contractarea unui atac extraterestru. Importanța acestui document este dată de faptul că cei doi șefi de stat de la acea vreme l-au semnat, deși se urau de moarte. Au trecut peste orice animozități, unindu-și eforturile împotriva pericolelor care veneau din spațiu. Cei doi șefi de stat erau președintele Sovietului Suprem al URSS, Leonid Brejnev, și președintele Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, doi adversari care s-au dovedit intransigenți și ireconciliabili până dincolo de moarte. Armatele celorlalte țări socialiste din Tratatul de la Varșovia acționau în sensul acestui document la indicativul Cosmos, cu măsuri specifice de contracarare care fuseseră stabilite prin înțelegeri separate cu URSS. Informațiile cu privire la incidentele OZN atât din timpul fostei URSS, cât și după apariția Federației Ruse, sunt din ce în ce mai consistente și mai greu de ascuns opiniei publice internaționale. Iar incidentul de la Chelyabinsk din 1987 nu ar fi singurul de acest gen. Pe 15 februarie 2013, un asteroid de 10.000 de tone a explodat deasupra aceluiași oraș din Federația Rusă, Chelyabinsk, luând prin surprindere întreaga omenire. La sfârșitul lunii august, oficialitățile ruse au declarat că meteoritul a fost deviat către Terra de ceva neidentificat. Acest ceva ar fi, conform generalului Emil Străinu, un OZN. La 8 luni de la explozia deasupra zonei Chelyabinsk a asteroidului uriaș, despre care s-a spus că ar fi fost unul dintre cei mai mari semnalați în timpurile noastre, autoritățile de la Moscova au dat publicității primele date legate de incident. Conform acestora, explozia meteoritului, care a avut un diametru estimat de 17 metri și o greutate între 5.000 și 10.000 de tone, a avut loc la 20 de kilometri în aer, fragmentele sale rănind peste 1.000 de persoane și avariind câteva mii de clădiri din zeci de orașe și sate. Rezultatele cercetării bucăților recuperate de ruși arată foarte precis că meteoritul a suferit un proces de fuziune deosebit de intens, care nu putea fi datorat decât ciocnirii cu un alt corp ceresc neidentificat. Aproape sigur a existat o coliziune între meteoritul de la Chelyabinsk și un alt corp în sistemul solar, a declarat la sfârșitul lunii august 2013 Victor Sharygin, un om de știință de la Institutul de Geologie și Mineralogie din Novosibirsk. Se pare că această ciocnire l-a deviat către Terra. Generalul Emil Străinu, specialist în război geofizic, amenințării neconvenționale și asimetrice, înaintează ipoteza ciocnirii asteroidului cu un OZN, ba chiar cu două. Primul impact ar fi avut loc departe de Terra și ar fi fost responsabil de trimiterea asteroidului către planeta noastră. A fost o ciocnire din greșeală. A doua, care a avut loc la 20-25 de kilometri de pământ, ar fi fost însă intenționată, susține Străinu, extratereștrii căutând să fărâmițeze corpul ceresc înainte să cadă pe Terra, pentru că astfel ar fi făcut prăpăd.
Specialiștii apreciază că, în acest caz, nu poate fi vorba decât de o intervenție din partea unei civilizații extraterestre care ne are în grijă, a declarat generalul pentru Libertatea. Ipoteza conform căreia o rasă extraterestră mult mai avansată decât noi, sau poate chiar mai multe rase, ne apără de dezastre, este susținută și de faptul că după fiecare accident nuclear, lângă centralele unde au loc exploziile, au fost semnalate OZN-uri. Ipoteza intervenției extraterestre devine din ce în ce mai credibilă. Există înregistrări video de la catastrofele nucleare de la Cernobâl din 1986 și de la Fukushima din 2011, când în zonele respective au fost semnalate OZN-uri care au absorbit cea mai mare parte a cantității de radiații letale emise de exploziile nucleare, a dezvăluit pentru Libertatea generalul Străinu. De altfel, mai mulți pasionați de teoriile despre extraterestri au ajuns și ei la concluzia că meteoritul care s-a prăbușit în Rusia ar fi fost lovit de un obiect zburător neidentificat după intrarea sa în atmosferă. Lucru bizar în condițiile în care nu au existat informații privind lansarea vreunei rachete pentru distrugerea corpului ceresc. Teoria a fost lansată după analiza mai multor imagini cu meteoritul, pe care se poate vedea cum corpul ceresc intră în coliziune cu un OZN. Acum, rușii cred că extraterestrii au fost cei care i-au salvat de meteoritul care a explodat în atmosferă pe 15 februarie 2013 cu o forță similară cu cea a 30 de bombe nucleare precum cea de la Hiroshima. Orașul Chelyabinsk a fost grav avariat în urma căderii mai multor fragmente de meteorit, spuneam, și aproape 1200 de oameni au fost răniți. Aceste întâmplări ciudate ne lasă cu multe semne de întrebare, mai ales episodul din 1987, când rușii ar fi doborât OZN-ul tot la Chelyabinsk, o confruntare în urma căreia zeci de soldați ruși au fost pietrificați. În primul rând, când va descoperi știința pământeană tehnologia pietrificării apei din ființele vii? Potrivit scriitorului Emil Străinu, la Congresul Ufologilor de la San Marino și al fizicienilor de la Paris, din 2010, s-au enunțat teorii reale conform cărora experimentul cu detectarea particulei lui Dumnezeu a avut loc în acceleratoare de particule, dar a fost un eșec, iar Terra și umanitatea se află într-o buclă temporală, iar lumea noastră este o hologramă. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, mă opresc aici fără alte comentarii. Voi ce credeți despre cele relatate? Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare aveți grijă de voi. Pe curând!